Trei ambulanțe și o auto specială smurd au ajuns la locul accidentului pentru preluarea celor patru tineri aflați în mașină. Deși impactul a fost deosebit de violent, numai doi dintre ei au suferit traumatisme la coloană, cap și membre. Ceilalți doi au refuzat să fie duși la spital. Mașina a fost destul de serios avariată, dar din fericire victimele sunt toate patru stabile. Cel mai probabil șoferul a pierdut controlul volanului pe carosabilul umed. Se efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii evenimentului rutier și a împrejurărilor acestuia. Cei doi răniți au rămas în spital sub atenta supraveghere medicală.